Bună seara din nou, doamnelor și domnilor, la emisiunea Teologia în Actualitate, din nou în casele dumneavoastră, pe această cale. Vă mulțumesc pentru că ne primiți din nou și sper că veți urmări și această emisiune cu interes. În cadrul emisiunii Teologia în Actualitate discutăm nu doar subiecte biblice, teologice, dar încercăm să ne uităm și la literatura creștină, literatura teologică. În seara aceasta vom vorbi despre o carte care a apărut cu un nume interesant, și anume Biserica, Cetate sau Ghetou. Și mă bucur nespus de mult pentru că autorul acestei cărți, domnul Samuel Saviuc, este în studioul nostru. Vă spun bună seara și bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație și sunt la dispoziția dumneavoastră cu ce vă pot fi de folos. Vă rog să, mai ales că nu ați mai fost în studio până acum și la această emisiune, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, atât despre traseul profesional, cât și despre implicarea în slujire. Noi ne cunoaștem de ceva timp, adică au trecut ceva ani de când ne cunoaștem, dar cu siguranță telespectatorii noștri și ascultătorii noștri nu vă cunosc, de aceea aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva lucruri. Da, aș începe cu momentul întoarcerii mele la Dumnezeu, 18 ani neîmpliniți, în acea vreme de ideologie comunistă, visul meu era să mă duc la Seminarul Teologic Baptist din București. Păstorii din zona nordul Moldovei m-au sfătuit să-mi caut altă profesie, pentru că slujirea depinde de un carnet pastoral. Și în consecință am ales Politehnica și mi-am prezentat dosarul de înscriere la concurs la o secție nouă înființată în Facultatea de Mecanică Politehnica București. Mi-a fost respins dosarul într-un mod brutal, pe considerentul că n-aveam acel plic sigelat care ar fi conținut recomandarea organelor de partid, eu fiind un pocăit declarat, eram deja botezat. În consecință, Dumnezeu a făcut ca să ajung la o altă secție, și anume automobile. Am privit-o ca o datorie înaintea lui Dumnezeu de a fi cap și nu coadă, de a fi sus și niciodată jos. Și spiritul de datorie m-a împins în așa fel încât, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin înțelepciunea dată de El, am obținut 10 pe linie și, în final, mi s-a făcut dosar ca să rămân în Politehnică ca și cadru didactic. Repartiția a fost anulată în ziua în care trebuia să primesc în mod oficial această repartiție guvernamentală. Se făcea în amfiteatrul rectorului cu multe aplauze și așa mai departe. Și securitatea a venit cu o oră înainte și pe dosarul meu am văzut cu ochii mei scris pe diagonală într-un stil de persoană de 2-3 clase: pericol, educație comunistă. Dumnezeu a făcut ca în acel moment, în biroul rectorului Politehnicii București, să fie și directorul general al Institutului de Cercetări Transporturi. Era nepotul lui dr. Petru Groza, primul guvern, primul guvern al comuniștilor. Și el avea putere în fața securității prin această descendență, să-i spunem. Așa se face că am ajuns în cercetare. Primul an am făcut ore la Politehnică în numele lui. El îmi dădea liber dublul față de ce făceam eu la Politehnică, el încasa banii. Dar liberul acesta mie îmi prindea foarte, foarte bine, pentru că puteam să aduc aportul la îngroparea celor care trec în veșnicie din Biserica Golgota din București. Și apoi, anul următor, el a făcut intervențiile necesare, Dumnezeu l-a ajutat, că altfel nu pot explica, să ajung eu, fără să fiu membru de partid, primul și
poate ultimul, cadru didactic asociat la Politehnică, cu drepturi de pline, fără să am niciun fel de impediment. El se îngrijea în fiecare an să actualizeze dosarul cu acea recomandare a organelor de partid care trebuia obținută. Așa se face că eu practic 22 de ani am lucrat în paralel, cercetare științifică pe de o parte și învățământul universitar din Politehnica pe de altă parte. Când a căzut comunismul, conducerea Uniunii Baptiste de atunci m-a solicitat să dau o mână de ajutor în probleme de misiune și au început, cum era și de așteptat, cu probleme de strategie, planificare și așa mai departe. Și imediat au căutat să-mi propună în mod insistent să mă transfer. N-a fost lucru ușor, dar Dumnezeu m-a ajutat și soția a fost de acord, bineînțeles, și am renunțat. Nu a fost ușor, aș fi fost nesincer în fața dumneavoastră, telespectatorilor, să spun că așa, ca o mutație de șah. După 22 de ani de activitate, ești legat cumva și fără să vrei, a fost o dificultate, dar mulțumesc lui Dumnezeu că El m-a ajutat și m-a ajutat prin realitatea aceasta. Inteligența, puterea de creație, sănătatea sunt în mâna lui Dumnezeu. Uh-huh. Și dacă El ar fi zis stop, cercetarea și învățământul m-ar fi pus deoparte ca pe o măsea stricată. Dar El mi-a dat putere și atunci mi-am înțeles rolul. Sunt cap, nu coadă, sunt sus, nu jos, dar sunt sclav grec la Roma. Sau, altfel spus, sunt evreu în timpul regimului nazist. Un evreu necesar. Și așa se face că 22 de ani eu am produs, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, lucrări care au totalizat un număr de 196 de lucrări editate sau comunicate în interior sau în exteriorul țării. Lucrări științifice. Lucrări științifice. Și din acestea, 54 erau cu tiraj internațional. Ei, lucrul acesta l-am identificat după Revoluție, când mi s-a dat 2 săptămâni să mă reconstitui lista de lucrări unde trebuia, ar fi trebuit să apar eu și nu apăream deloc sau undeva ca și ultim autor. Și așa se face că am pornit prin puterea lui Dumnezeu, revin în Uniunea Baptistă, în departamentul de evangelizare și misiune și acolo am slujit aproape 10 ani. Cu toată pasiunea, cu toată bucuria și acolo v-am cunoscut pe dumneavoastră, frate Daniel. Acolo v-am cunoscut. Așa ne-am cunoscut. Noi începeam comunitatea baptistă la Constanța și dumneavoastră ne-ați dat sfaturi și impuls și ați trimis misionari. Ați ajuns după aceea să păstoriți biserica în Italia. În Italia, practic, am fost unul din cei 3 păstori invitați de către un grup de 17 tineri români veniți la lucru în Italia, în Torino. Și Dumnezeu a făcut ca în timpul slujirii în Golgota din București, cu ceva ani înainte, să fie și 2 românce care au fost, s-au căsătorit oficial și apoi cu unie religioasă în biserică și au fost membre în bisericile baptiste italiene. Și ele au acceptat această mutare de șah și au venit împreună cu soții lor, 4 persoane, și au completat numărul de 17 și în final s-a făcut 21 dreptul de constituire ca biserică. Uh-huh. Recunosc că Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste Italiene a fost loială, în sensul că dacă a acceptat de la început ca emigrația română, reprezentată de acest grup
de tineri baptiști români să aibă, să beneficieze de un păstor secund în cadrul bisericii italiene din Torino, chiar și atunci când grupul, din diverse considerente, nu intrăm în detalii, a cerut separarea, ei au rămas consecvenți. Cu ajutorul misiunii britanice de evangelizare și misiune, British Missionary Society, am avut un ajutor, o sponsorizare, să zicem în termeni, până biserica a crescut de la acești 17 tinerei, a crescut la 30, 40, 50, apoi peste 200, apoi peste 350 în total. A fost prima biserică română în Uniunea Baptistă Italiană, dacă nu greșesc, pe care dumneavoastră ați înființat atunci. Da, am putea spune că noi am fost în Biserica Baptistă Italiană o bucată de vreme destul de scurtă, sub o convenție, și anume eu am fost acela care am pledat de, în italiană spune, chieze etnice convenționate, adică se încheia ca și un protocol, ca o convenție, un agreement între biserica etnică, la noi Biserica Română și Uniunea Baptistă. Noi nu vă criticăm pe voi în trăirea voastră, în interpretarea în detaliu a crezului baptist, iar voi ne dați libertatea să ne trăim crezul în stilul românesc și în înțelegerea baptistă română. Și lucrurile așa au mers o bucată de vreme și când s-au făcut niște presiuni, la un moment dat a trebuit cumva să ne desprindem la cererea bisericii din Torino. Și am făcut-o. Dar nici unul din evenimentele care au trecut nu ne-a împiedicat să facem misiune. Bucuria cea mai mare a slujirii mele în Torino, în Biserica Baptistă Română din Torino, a fost că biserica în plenul ei, în adunare generală, în unanimitate, a acceptat implicarea misionară a Bisericii Baptiste Române. Și cu acest vot ei au fost legați. Și nimeni nu a avut dreptul oficial să comenteze de ce ne tragi spre misiune, frate păstor. Și așa s-a înființat biserica din Milano, biserica din Alessandria, biserica din Forlì. Slăvit să fie Domnul! Da, o activitate foarte importantă pe care ați avut-o în, atât în România cât și în Italia. Cum s-a născut această dorință de a scrie cărți? Ați menționat deja că ați scris destul de mult în domeniul dumneavoastră principal sau primul domeniu, și anume tehnologia transporturilor, dacă nu greșesc, și după aceea ați trecut să scrieți cărți creștine. Cum ați ajuns aici? Aș putea spune că tot din sentimentul datoriei față de Dumnezeu. Am zis, dacă pe altarul științei am elaborat în 22 de ani 196 de lucrări, oare de ce să nu scriu și ceva pentru progresul împărăției lui Dumnezeu? Sentimentul de datorie și adevărat și experiența de redacționare, trebuie recunoscut, m-a făcut ca după peste 10 ani de trudă la Uniunea Baptistă și începutul activității misionare în Italia, am început să scriu cărți. Și prima carte a fost legată de cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu. Apoi, în afară de cele peste 100 de articole scrise la o revistă creștină a baptiștilor români din diaspora vest-europeană, intitulată Foaie pentru Suflet, editată la, în Viena, Austria, apoi peste 100 de articole scrise la Farul Creștin. În afară de acestea, ca și cărți, aș putea spune, după cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu, a urmat o trilogie.
legată de strategia misiunii creștine. Trilogie pentru că avea trei volume. Prima era legată de primul volum legat de bazele strategiei misionare, volumul al doilea dezvoltarea strategiei misionare, adică aspectul practic al modului cum să faci misiune, și volumul al treilea viza ucenicizarea celor proaspăt botezați. No. După aceasta am zis, hai să mai scriu. Și soția mea m-a ajutat cu computerul și cu cunoștințele ei de limba română și am mai scris încă cartea aceasta. În afară de ea, mai avem încă în plan, nu știm dacă se va mai împlini, că și mie vârsta își spune cuvântul și suntem totdeauna gata să zburăm în veșnicie. Dar dacă ne mai ține Dumnezeu, va apare următoarea carte legată de unitatea celor mântuiți, tot cam la dimensiunea acesteia pe care o avem, de 200 de pagini, în format A5. După această carte ar mai urma alta care este deja în 90% elaborată, și anume Domnul Iisus Hristos, model suprem în relaționare. Uh-huh. Și după aceasta ar urma, zic, ultimul volum practic, relaționarea biblică interumană sau complexul de relaționare biblică interumană. Și aici are în vedere 8 domenii de relaționare. Și partea aceasta, ea este elaborată în procent de 50%. Toată partea a doua a cărții legată de relaționarea cu tinerii este deja elaborată, dar trebuie finisajele necesare unei exigențe sporite. Ce să vă dorim? Ca Dumnezeu să vă ajute să le realizați pe toate aceste cărți, să-L vadă lumina tiparului și să îmbogățim viețile multora prin această literatură care este extrem de importantă. Avem cartea Biserica, Cetate sau Ghetou. De ce ați ales titlul acesta? Cum s-a născut ideea pentru carte și acest titlu? Ideea acestei cărți, culmea, a apărut în timpul regimului comunist, regimului ateu, acum cu vreo 45 de ani în urmă, cifră rotundă, după ordinarea mea ca slujitor al Domnului în Biserica Golgota din București, Biserica Baptistă Golgota din București. Atunci am observat, prin implicarea bisericii în misiune, unde era de așteptat ca cel care este ordinat să aibă datoria să facă ceva, prin această implicare am observat că există situații singulare pe vremea aceea de oameni care nu au pe inimă lucrarea de evangelizare și misiune. Și chiar o motivează, încearcă să motiveze biblic acest lucru. Dumnezeu se îngrijește de pe cine îl are în plan și așa mai departe. Biserica slăbește dacă ne implicăm în alte puncte misionare, etc. Dacă atunci procentul evaluat de mine ulterior ar fi fost cam 1 la 1000, de oameni de felul acesta, cu astfel de gândire expusă, mărturisită, după 25 de ani, lucrurile s-au schimbat în mod radical, printr-o creștere a acestor persoane dezinteresate total de evangelizare și misiune. Deci procentul lor a crescut. A crescut enorm, de la identitate, adică găseai pe aici, pe acolo, câte unul, în câte o biserică au început să apară mici grupulețe,
iar apoi tot creșteau în biserici, în tot mai multe biserici evanghelice, de opoziție sau nepăsare, poftim, hai să-i spunem, față de acest lucru, evanghelizare și misiune. Era de așteptat ca după Revoluție toți să treacă și să folosească acel vid spiritual creat prin schimbarea ideologiei, prin renunțarea la teologia ateie. Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa. Și lucrurile au degenerat mai departe. Și cu tristețe trebuie să spun, la ora actuală, unul din elementele care le-a pus în evidență COVID-ul este faptul că există biserici locale care realmente nu sunt implicate și nici nu vor să se implice în evanghelizare și misiune. Este o durere și este un fapt care pe mine m-a cutremurat și m-a obligat să scriu această carte. Deci ea a început ca și sâmbure pe atunci și iată, prin mila Domnului, lumina tiparului, anul trecut. Anul trecut. Se pare că este o creștere, așa cum spuneați dumneavoastră, a numărului celor care au reținere și nu doresc să se implice în evanghelizare. În schimb, ce am remarcat din ce a spus dumneavoastră este că probabil a fost totuși o schimbare și anume scuzele s-au schimbat. Dacă în comunism scuza era nu ne lasă, nu putem să ieșim afară, avem interdicții, în libertate, în democrație, nu avem timp, suntem ocupați, în societatea care se îndreaptă spre teoretic capitalism, nu suntem extrem de ocupați, trebuie să ne câștigăm pâinea cea de toate zile, să dezvoltăm societatea și acum avem această boală, deci pentru cei care au această mentalitate de a rămâne în interior, tot timpul se vor găsi scuze extrase din contextul în care trăim. Aș vrea să ne oprim puțin la conceptul acesta de biserică-cetate. Când dumneavoastră vorbiți în carte de cetate, biserică-cetate, oricum unele biserici sunt în oraș, altele biserici sunt în mediul rural. Ce înțelegeți prin conceptul acesta de biserică-cetate și cum se caracterizează această mentalitate de biserică? Aș pune împreună cele două lucruri, mentalitatea de biserică-cetate sau mentalitatea cetate. Evident că cartea nu va face și n-a făcut aluzie la clădire și la biserica în sens spiritual. Și punctul de plecare este Matei, capitolul 5, versetul 14, 15 și 16. L-aș cita doar pe primul verset. Voi sunteți lumina lumii. Și Domnul Iisus continuă în predica de pe munte. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și continuă apoi, lumina nu este așezată sub obroc, ci pusă în sfeșnic ca să lumineze tuturor. Aici este punctul de plecare al noțiunii de biserică-cetate. Fundamentul bisericii, oricărei biserici, trebuie să fie Domnul, Dumnezeu, Iisus Hristos. El este stânca, iar comunitatea credincioșilor trebuie să formeze un organism viu care să aibă această nevoie lăuntrică de a împlini tocmai cuvintele citate din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 14, 15 și 16. Cam atât aș putea spune scurt. Și când ne gândim la biserica cetate, dacă m-aș uita la o biserică acum și după
cercetarea dumneavoastră, după scrierile pe care scrierea în această carte și puse în lumina Sfintelor Scripturi, de unde știți că o biserică are mentalitatea de cetate? Care sunt acele elemente care reprezintă conceptul acesta de cetate? Da. Evident că modul de viață al creștinilor care formează împreună acea comunitate sau acea biserică locală numită cetate, el trebuie să fie ancorat în persoana Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul nostru trebuie să fie modelul lor de viață. Și cartea alocă un capitol special descriind destul de detaliat viața celor mântuiți în cetatea de pe munte. Uh-huh. Acum, aș putea spune scurt, pentru că timpul ne presează, viața celor din cetate, ea trebuie să aibă două elemente de bază. Primul este fiecare creștin și comunitatea în ansamblu să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos lumii nemântuite. Și când vorbesc despre a-L reprezenta pe Iisus Hristos acestor oameni sortiți pieirii, mă refer la faptul că caracterul spiritual al Mântuitorului trebuie să se oglindească în viața fiecărui creștin. Aici ar fi de spus enorm de mult. Ne-am oprit la 5 trăsături de caracter măcar. Dragoste, smerenie, bunătate, blândețe și compasiune. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca aceste 5 caracteristici să creioneze tabloul spiritual al existenței fiecăruia dintre noi ca și creștini într-o lume necreștină sau într-un anturaj care este dominat de oameni nemântuiți. Al doilea element este că acești mântuiți, constituiți în biserici locale din cetate, ei trebuie să continue lucrarea Mântuitorului. Iisus Hristos nu doar ne-a oferit un model de viață pe care să-L transmitem semenilor noștri, ci El a început o lucrare și jertfa sa ispășitoare, ea este punctul clar de pornire a lucrării de salvare prin pocăință de păcat și credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ei, lucrarea aceasta de mărturisire de data aceasta, ceea ce spune în vestea bună a Evangheliei, ea trebuie să fie preocuparea fiecărui creștin din cetate. Deci, viață trăită conform tabloului Domnului Iisus Hristos, însoțită de continuarea lucrării, este porunca Domnului Iisus Hristos pe care El a lansat-o ucenicilor, prin ei bisericii din primul veac și apoi de-a lungul veacurilor, aceea de a face cunoscută Evanghelia tuturor oamenilor, spre salvarea tuturor. Deci, cu alte cuvinte, o biserică este în mișcare, prezentă în cetate, prin două aspecte. Prin creștini care sunt și creștini care fac. Acest lucru nu îi izolează neapărat de realitatea în care ei trăiesc, ci din contră îi nobilează pe fiecare dintre ei că acolo unde sunt, fie că au o profesie sau alta, ei îl reprezintă pe Hristos prin ceea ce sunt, fac,
în locul în care sunt. Cred că am... Da, aș simți nevoia să subliniez. Deci nu este vorba de o împărțire a comunității în două sfere. Grupuri, sfere, ci este vorba că la nivel de individ, ca mădular al bisericii, fiecare trebuie să fie dominat în rațiunea, în pasiunea și în voința sa, cele trei elemente care definesc personalitatea umană, fiecare prin gândire, simțire și acțiune, caracter, trebuie să-L reprezinte pe Domnul Iisus și să facă această mărturisire. Deci, fără să ai viața care să -L oglindească pe Iisus Hristos, mărturisirea devine doar un activism religios. Uh-huh. Ceea ce dă putere mărturisirii este viața ancorată în modelul Domnului Iisus. Fiecare creștin, deci, trebuie să le aibă pe amândouă. Sunt ca două mâini cu care zboară spre veșnicia lui Dumnezeu. Caracterul Domnului Iisus și împlinirea lucrării sale. În literatura de specialitate, acest concept se numește biserică misională, creștinul fiind în misiune cu Dumnezeu, fiind misiunea lui Dumnezeu, și aceasta este o provocare să-L întrupăm pe Hristos în fiecare sferă a vieții noastre și a societății în care suntem. Exact așa este. Ați vorbit de biserica ghetou. Ce înseamnă termenul acesta de ghetou și cumva cum recunosc o biserică care are o astfel de mentalitate de tip ghetou? Da, da. Deci era de așteptat o astfel de întrebare, pentru că titlul cărții cere o explicație. Dacă titlul Biserica Cetate are bază biblică, de unde a apărut și varianta aceasta de ghetou? Ghetou. Aici trebuie să recunosc că am luat-o din istorie. Deci, pentru a oglindi contrastul între menirea noastră înscrisă în cuvântul lui Dumnezeu de a fi o biserică așezată pe stâncă, între menirea aceasta și realitatea de a fi separat de împlinirea acestei meniri, de a fi, și mai dureros spus, de a fi dezinteresat de a împlini această îndatorire, pentru a oglindi acest contrast, am folosit noțiunea istorică de ghetou. Ghetoul a fost folosit cel mai frecvent în perioada regimului nazist. Știm prea bine, evreii erau marginalizați în cătune, unde erau înghesuiți și nu aveau voie să comunice cu societatea din oraș sau din restul localității. Ghetoul era o problemă impusă. Diferența ghetoului în sens spiritual este că este o alegere greșită de separare de lume. Deci nu este impus. Nu ne referim aici la acele biserici subterane sau biserici prigonite. Nu, ci ne referim la lumea realmente liberă, în care biserica poate să împlinească fără îngrădiri legislative atributul ei de a mărturisi Evanghelia. Ei, aceste biserici, nici mi este și frică să-l mai spun că sunt biserici, aceste comunități care se numesc creștine, ele sunt completamente dezinteresate de tot ce înseamnă salvarea oamenilor de la pierzare veșnică. Te îngrozești să fii creștin, să te intitulezi creștin, să ai un legământ de credință în apa botezului,
să te bucuri de protecția lui Dumnezeu, a Mântuitorului, prin acea umbrelă protectoare. Ei, legământul acela cere din partea celui botezat și un răspuns pozitiv. Care este? Izolarea? Nici de cum. Ea înseamnă împlinirea menirii. Totdeauna Dumnezeu, când a creat ceva, El a avut un scop. Când ne-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin harul Său, El are un scop. Și scopul este tocmai al acesta, de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, caracterul Lui împreună cu lucrarea Sa. Aici e toată problema. De și pare cum se caracterizează? A spus... Deci caracterul de esență este dezinteresul total față de misiune, față de salvarea oamenilor nemântuiți. Știți, aici nu mă refer la acei creștini care nu alocă un timp suficient pentru misiune și evangelizare, ci aceia care realmente prin viața lor dau dovadă de dezinteres. Nu interesează. Și e normal că se ridică întrebarea, bine, și cum au ajuns în starea aceasta jalnică? Creștin care să fie dezinteresat de salvarea celor mântuiți. Aici este problema de mintea minte, o înșelare a minților. În vremurile acestea, cel rău, el nu lucrează prin negarea existenței lui Dumnezeu sau a jertfei Domnului Iisus Hristos. Ar fi o aberație. Ar fi respins imediat el. Sigur, sigur că da. Nu, ci vine foarte, foarte subtil și zice toate acestea sunt adevărate. Dar uite că în Biblie mai scrie că Dumnezeu se îndură de cine îi place și așa mai departe. Și încearcă așa un fel de amestec de a scoate din context anumite versete niște cârje de care să se sprijine, să-și motiveze atitudinea de indiferență. Și culmea, oamenii aceștia trăiesc cu o mentalitate de convingere 100% că ei au dreptate. Și cei care fac și lucrarea care fac sunt greșiți. Nu greșiți, dar exagerați. Exagerați, poate fanatici uneori numiți. Exact, așa este. No. Aici e partea. Am vorbit despre cetate, am vorbit despre ghetou. Cum am putea să ieșim de aici? Cum ar putea un slujitor spiritual să conducă biserica din punctul acesta, dacă are o mentalitate de ghetou, ce ar trebui să facem? De fapt, asta e... Da. În scrierea cărții am fost foarte, foarte atent la răspunsurile pe care trebuie să le dau la această întrebare normală și de așteptat. Și poate că ea generează și alte întrebări colaterale care creează un complex întreg. Ei, soluția pentru liderul unei biserici cu mentalitate de ghetou este pocăința de păcatul acesta. Pentru că indiferența, neîmplinirea mandatului, neîmplinirea marii trimiteri, ea este un păcat. Nu este o problemă de joacă, nu este o problemă de zona gri, cum spun vest-europenii creștini. Nu, ci este o certitudine clară că este o rătăcire cumplită. Și atunci liderul ar trebui să se pocăiască, el să aibă o trezire spirituală la nivel de individ, el, familia lui
și să o mărturisească înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea comunității unde este nominalizat ca lider. Să nu ascundă. Fraților, am pornit, am făcut greșeli, eu sunt de vină, îmi asum, acum ajutați-mă să-mi ispășesc păcatul prin implicare. Și veți spune dumneavoastră, frate Daniel, poate că lucrurile acestea nu o să aibă rezultat. Nicio problemă. Cartea dă răspuns și în situații de extremă, în care liderul orbit, împăcălit, înțepenit în gândirea falsă proprie, refuză în continuare cu încăpățânare implicarea. Atunci exteriorul, adică bisericile din cetate, au datoria față de aceste biserici cu mentalitate de chetou să-i stimuleze. Și cum se poate stimula? Privești de afară comunitatea din ghetou și observi că nu toți sunt la fel de înrădăcinați în această rătăcire. Unii sunt mai puțin convinși. Între ghetou și cetate. E așa, un pic corect spus. Încet cu aceea. Și nu-i separi de comunitate. Nu-i aduci ca membri în biserica ta locală. Nu! Lasă-i acolo. Dar ei să accepte implicarea misionară. Să guste din acea bucurie enormă, adevărata bucurie de a participa la mântuirea oamenilor. Aici fac o paranteză. Ca om de știință, ca fost profesor universitar, am avut bucurii mari profesionale, enorm de mari. Aș putea spune oameni de știință, sute, mii, aplaudat la anumite comunicări științifice. Și vreau să vă mărturisesc că niciodată n-am putut să mă bucur. De ce? Pentru că am trăit de fiecare dată teama declinului. Oare peste 2 ani de zile, când Darmstadtul, Politehnica Germană, mă va invita, eu mai voi fi în măsură să prezint o noutate, o invenție? Oare voi fi sau nu? Și teama de declin, ea te face să nu te poți bucura de propriul succes pe care ți l-a dat Dumnezeu. În misiune lucrurile sunt completamente altfel. N-ai teama declinului. Ești slujitorul Domnului, împlinești cu bucurie, cu pasiune și devoțiune lucrarea sa. Și treaba lui este gradul de creștere, viteza și așa mai departe. Succesul îi aparține lui și respingerea este tot împotriva lui și nu împotriva noastră. Exact, corect. Asta e toată problema. Deci este o problemă între ascultător și Dumnezeu. Iar eu sunt ceea ce sunteți dumneavoastră acum. Un mediator între două voci. Mediator între două voci. Deci primul lucru pe care l-a spus aici este ca biserica să se pocăiască de această mentalitate și liderii bisericii și biserica să intre într-un proces de pocăință, pentru că numai reîntoarcerea aceasta va face ca ei să vadă frumusețea chemării lui Dumnezeu de a fi implicați cu Dumnezeu în misiunea lui. Exact, așa este. Și este un prim aspect. Ați mai spus și faptul că să fim preocupați de misiune și să ne odihnim în lucrarea lui Dumnezeu. Să ne odihnim nu în sensul să fim pasivi, ci să fim convinși și împliniți de faptul că face misiunea lui Dumnezeu și aceasta este una dintre cele mai mari împliniri pe care cineva poate să o aibă. Acest lucru ar ajuta biserica să descopere acea nevoie de semnificație.
și fiecare individ să descopere acea nevoie de semnificație. De fapt, eu sunt împlinit atunci când împlinesc. Așa este. Știți analogia între existența în trup și existența spirituală? Ea merge perfect. Ai nevoie de respirație, ai nevoie de hrană, ai nevoie de căldură și ai nevoie de mișcare în biologic. În plan spiritual, ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de hrană, cuvântul lui Dumnezeu, ai nevoie de căldură, părtășia frățească și ai nevoie de mișcare. Și asta este misiune. Și fără mișcare, ești sortit anchilozării și moartea te paște la ușă. Nu o să uit niciodată o experiență care am trăit-o în Torino, în primele luni de slujire. Venisem acolo, am reușit să învăț și eu câteva expresii uzuale în comunicarea cu oamenii în italiană și de fiecare dată când veneam câte un bătrân sau o bătrână italiană cărând câte un căruț sau o sacoșă mai grea sau încercând, străduindu-se să pășească pe scări, tot încercam să-i ajut. Și fiecare, într-un mod extraordinar de categoric, mă respingea. Și la a treia lună de viețuire în Italia, când m-am întâlnit cu soțul patroanei de casă, că acolo în Italia fiecare și are moștenirea lui, și l-am întrebat, zic, domnule Guido, nu te supăra, am așa o față de borfaș. Și el zice, de ce? Ce s-a întâmplat? Ce te-a apucat? Și zic, uite ce mi se întâmplă. Am încercat diversi oameni, zeci de oameni, și toți m-a respins categoric. Și el s-a uitat la mine, a zâmbit. El era pensionar din domeniul cercetării, deci eram cumva compatibil. Să uite și ce, Samuele, longevitatea italiană nu își are explicația doar în dieta mediteraneană, ci în mentalitatea italianului, că dacă el nu face efortul de plin de mișcare, el este sortit căruțului, rămâne în căruț, vine o bandandă și apoi după aceea tot mai puțin până la coșciug. Zice, de aceea ei trăiesc mai mult, că fac tot ce pot și se mișcă. Și atunci am înțeles, m-am eliberat și am zis, hey, slăvit să fie Domnul. Trecut în această emisiune prin, așa am survolat, că nu am intrat în carte, în profunzimea acestei cărți, dar provocarea pe care ați adus-o este una extraordinară prin această carte și cred că și nu doar necesară, dar și actuală. Și unde am putea să găsim cartea? Cum ar putea cineva să intre în posesia acestei cărți? Cartea a fost scrisă, repet, ca un sentiment de datorie față de Dumnezeu și până acum cel puțin am oferit bisericilor acolo unde am fost invitat sau a grupului mai mare sau mai mic de păstori unde m-au chemat, fie să fac o conferință, fie să țin doar un mesaj de îmbărbătare sau informare a misiunii externe sau altceva. Nu am, la editură nu există disponibilitate. Aș putea da adresa de e-mail a fiicei mele, pentru că prin ea, eventual, dacă mai există, sau se mai poate și tipări, nu sunt probleme, că la ora actuală nu se mai lucrează pe acele formate din aluminiu care se învechesc și așa mai departe, ci tehnica electronică ne permite să facem în așa fel încât să mai facem un tiraj de 100 de exemplare, de exemplu. Deci pe adresa de e-mail Giuliana Saviuc, Giuliana cu G de la Gheorghe, Saviuc, legate împreună și în continuare
2017, tot legat, apoi arond@gmail.com. gmail.com. Deci Giuliana Saviuc, 2017, arond@gmail.com, acolo puteți să comandați această carte și puteți să comandați această carte. Acum eu nu pun în sarcina dumneavoastră o altă sarcină, să spun așa, dar cred că și sfaturile dumneavoastră sunt binevenite, nu doar și cartea, dar și anumite experiențe pe care le-ați trăit în misiune în atâția ani. Un om pasionat de misiune și atunci când erați într-o profesie, să zic așa, laică, dacă mi se permite să spun, așa. Și cât și atunci când ați acceptat să slujiți în biserică, misiunea a fost acel fir roșu al vieții dumneavoastră pentru care ați trăit, indiferent de slujba pe care ați avut-o. Slăviți să fie Domnul! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această zi în emisiune cu noi. Nu uităm porunca Domnului Iisus Hristos. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este chemarea pe care El ne-a dat-o și atunci când noi uităm de această poruncă pe care El ne-a dat-o, noi ne izolăm și izolându-ne, într-un final, ne diluăm și ne dizolvăm, pentru că fără misiune, fără a fi implicați acolo unde Dumnezeu ne-a trimis, noi nu putem să experimentăm binecuvântarea. Așa că dacă sunteți un creștin care nu faceți mare lucru și nu v-ați pus problema decât să trăiți pentru propria dumneavoastră carieră sau pentru propria dumneavoastră familie sau succesul financiar este cel care vă pasionează, în această zi vă invit să luați în considerare ceva mult mai înalt și ceva care vă va aduce semnificație. Această semnificație este misiunea pe care ne-a dat-o Iisus Hristos. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!